إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دامش دومنر فراتسلور شسولر. Bine ați venit la un alt episod al Islamul pentru Români, unde învățăm termen de bază Islamul în limba română, în termeni cei mai simpli. Alhamdulillah, îi mulțumim lui Allah subhanahu wa ta'ala, mulți români intră în Islam, se convertesc la Islam și după cum știm, toți suntem născuți în Islam, pe fitra sau pe dispoziția naturală a oamenilor care cred într-un singur Dumnezeu. Înceala, în episoadele următoare, vom învăța ceva foarte important. Cum să ne rugăm, cum să ne spălăm înainte de rugăciune, cum să ne atașăm cât mai mult de rugăciune și să simțim rugăciunea. În limba română, înceala, vom explica aceste, în termeni de bază, aceste lucruri, înceala. Ne vom uita la cele 5 rugăciuni și, în primul rând, bineînțeles, înainte ne vom uita cum să ne spălăm înainte, să ne pregătim înainte de a ne ruga. Ceva foarte important, înainte de a începe, vreau să vă spun, sunt multe diferite narații de la Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam despre rugăciune. Vom lua cele mai de bază, cele mai simple. Sunt multe dua sau rugăciuni înainte de rugăciune sau după sau în timp. Le vom lua pe cele mai de bază să încercăm să facem, deci în termeni cei mai simpli și cel mai ușor să învățăm să începem rugăciunea. După aia, înșallah, putem să dezvoltăm și să facem mai mult, înșallah, dar acum cel mai important este să învățăm în termeni de bază rugăciunea și să simțim în inima noastră, pentru că este un lucru foarte important să simțim rugăciunea, să simțim conexia cu Allah subhanahu wa ta'ala. Și după cum știm, salat vine de la cuvântul sillah sau silsila. E o legătură între tine și Allah subhanahu wa ta'ala, creatorul tău. Cum spunem, de exemplu, etisolat, ok? Înseamnă să faci o conexie. Deci este un lucru foarte important. Rugăciunea este, după La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aqimus sala. Este al doilea pilar de bază al Islamului. Deci haideți să mergem inshallah și să începem să învățăm cum să ne spălăm înainte de a ne ruga, cum a fost raportat că profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam s-a spălat înainte de a se ruga și cum a fost raportat că și Isus, pacea asupra lui, s-a spălat înainte de a se ruga. Și cum știm și din Biblie, și a spălat picioarele și a spălat și picioarele apostolilor lui. Deci haideți să mergem să începem să învățăm. Deci când intrăm în baie, înainte de a intra în baie, intrăm cu piciorul stâng și spunem Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuti wal-khaba'ith, care înseamnă, O Allah, protejează-mă de spiritele cele rele. Salamu alaikum rahmatullah. Acum vom începe să facem spălarea înainte de rugăciune, care este obligatorie dacă este asociată cu rugăciunea. Wudu, not wudu, but wudu, devine fard când este asociată cu rugăciunea. Ahmed va demonstra, inshallah, cum să ne spălăm încet. Cel mai important lucru, apa trebuie să atingă toate părțile care îs nevoite de spălat. Deci începe, bineînțeles, cu deschide apa. E cel mai bine să folosim un pic de apă, dar pentru demonstrare, acum vom folosi apă normală ca să știți cel mai bine. În primul rând va începe cu Bismillah, va spune Bismillah Rahman Rahim și va începe cu mâna dreaptă să spele palma dreaptă de 3 ori, care este sunna. După aia va continua cu mâna stângă de 3 ori
Așa? După aia își va pune în gură de 3 ori și va clăti gura. După aia își va pune apă în nas de 3 ori și va sufla. Cel mai bine e să simți, ca și cum zic eu, simți ăla când sari în bazin și îți intră nas, apă în nas mai mult, așa ar trebui să simți un pic. Deci după 3 ori sufli, după aia îți speli fața de 3 ori. Dacă aveți barbă, bineînțeles, acum ați spălați barba, clătiți barba, e cel mai bine, așa. Și acum, iară, cu mâna dreaptă începând, toată mâna, de la coate, trebuie frecată cu mâna, de la cot, să nu uitați cotul, și palma, incluzând. Mulți oameni nu spală și palma, trebuie incluzând și palma. De 3 ori, după aia mâna stângă, la fel. Incluzând palma și cotul de 3 ori, toate locurile să nu lăsați. După aia luați un pic de apă și peste păr și înapoi și în spatele urechilor și în urechi. Foarte important, în spatele urechilor. După aia încep picioarele cu piciorul drept, începem spălat, frecat, între degete. Și să nu uitați călcâiele, foarte important. Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam le-a spus companionilor lui să nu uitați călcâiele, foarte important, de 3 ori și piciorul stâng între degete, călcâiele să fie spălat peste tot, apa să atingă peste tot. Deci după ce terminăm, spunem Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Cred într-un Dumnezeu fără partener și Muhammad este profetul lui. O Allah, fă-mă dintre cei care se căiesc și dintre cei care se purifică pentru tine. După terminarea abluțiunii face parte din tradiția profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam folosirea acestei crenguțe care se numește miswak pentru curățirea dinților. Este ceva benefic pentru sănătatea dinților și este foarte simplu de folosit. Este dulce la gust și nu are odor. Se folosește în felul următor. Se freacă dinții peste tot, în stânga, în dreapta, în centru, în jur de 5 minute, 10 minute, depinde. Unii oameni fac mai mult, alții mai puțin. Dar este o modalitate naturală de a păstra igiena orală. Fraților și surorilor, când veniți la moschee, vă rugăm frumos să vă luați pantofii jos și să-i puneți în locul desemnat. Când intrați în moschee, intrați cu piciorul drept și spuneți A'udhu billahi al-azim bi wajhihi al-karim وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Caut adăpost la Allah cel suprem și la fața sa nobilă și la autoritatea sa eternă de către diavolul cel izgonit. În numele lui Allah, pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra mesagerului său. O Allah, deschide pentru mine porțile milei tale. Salamu alaikum rahmatullah, bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salam, rasulillah. Fraților și surorilor, doamne și domnilor, inshallah vom începe rugăciunea, sala. Musulmanii trebuie să roage de 5 ori pe zi. Asta e obligatoriu, efort. Este o poveste foarte uimitoare cu profetul Muhammad când a mers să ia cele 5 rugăciuni de Allah subhanahu wa ta'ala și cu profetul Moise. Inshallah, nu vom intra în detalii, dar rugăciunea este una dintre cele mai importante lucruri în Islam. În primul rând, știm când ne pregătim să mergem, de exemplu, la un interviu cu un director sau cu ceva șef, ne depinde viitorul nostru acest
de această poziție. Ne pregătim foarte bine. Să ne gândim cum ar fi să ne întâlnim cu Allah subhanahu wa ta'ala. Cum ar trebui să ne pregătim pentru această întâlnire. Asta este sala, rugăciunea este întâlnirea cu Allah subhanahu wa ta'ala. Deci trebuie să ne rugăm cu inimă, cu trup, cu mintea, cu tot sufletul să fie la Allah subhanahu wa ta'ala. Vom explica în aceste episoade cele 5 rugăciuni în detalii. Și vom începe, de exemplu, acum cu Fajr. Se numește salatul Fajr, rugăciunea de dimineață, înainte de răsăritul soarelui. Înainte de răsăritul soarelui. Și vă vom da orele de rugăciuni, inshallah, prin un link de la Islam City, să vedeți în România orele de rugăciuni. Deci vom începe cu salatul Fajr. Cel mai important lucru, bineînțeles, este să fim în direcția Qiblei. Qibla, care este spre Mecca, Meccatul Mucarramă. Deci trebuie să știm, orice unde ai fi în lume, toți musulmanii se îndreaptă spre această direcție, spre Qibla. Da? Picioarele trebuie să fie la o distanță normală, deci trebuie să fii relaxat, să fii normal, la o distanță de umeri, așa, în aceeași distanță. Bineînțeles că trebuie spatele să fie drept, așa, mâinile, vom arăta ce trebuie să faceți, dar ce este cel mai important este să nu fiți prea rigid, să fiți relaxați, să vă placă rugăciunea, să o simțiți. Deci vom începe, bineînțeles că intenția trebuie să fie pentru Allah subhanahu wa ta'ala. Intenția, ania, cum a spus profetul Muhammad, innamal a'malu binniyat. Deci orice lucru care îl facem este bazat pe intenție. Deci asta este salatul Fajr. Salatul Fajr este două unități sau două raka de rugăciune. Vom începe, ne vom ridica mâinile la nivelul acesta și vom spune Allahu Akbar. Okay? Nivelul normal, trebuie să fiți confortabil. De exemplu, din nou vă spunem că vă dăm cele mai simple modalități după sunnă. Allahu Akbar, mâna să fie îndreptată spre Qibla, palmile, Allahu Akbar. Vom pune mâinile dreapta peste stânga, deasupra aici, la piept, asta e reportat cel mai autentic. Dacă cineva își pune așa sau așa, asta nu înseamnă că trebuie să vă certați cu ei, sunt diferite raporturi, deci nu este, asta e cel mai sunnă. Deci aici, așa? Vă uitați direct unde veți face sujudul sau vă veți pune capul la pământ. Trebuie acolo să vă concentrați și să vă uitați. Rugăciunea Fajr e spusă cu voce tare și deci începeți Allahu Akbar, mâinile și sunt multe dua sau suplicații care pot fi spuse, dar vom începe numai cu cel mai simplu. Spune Subhanaka Allahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Glorificat să fie Allah și binecuvântat să fie numele Lui și preamărită împărăția sa, nu există decât un Dumnezeu. Deci, Allahu Akbar, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, caut adăpost cu Allah subhanahu wa ta'ala de la diavolul cel isconit, în numele lui Allah, cel mai milostiv, cel mai îndurător, și vom începe să recităm sura al-Fatiha. Sura al-Fatiha este deschiderea Coranului, Umul Kitab, și recitați, cum am spus, în voce tare. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Deci asta este sura al-Fatiha. O recităm. După aia, după sura al-Fatiha sau capitolul al-Fatiha, spune un alt capitol mic, de exemplu, și vom încerca să spunem acele tot, deci la fel, sura An-Nas și sura Qul Huwallahu Ahad, ca să învățăm. Deci vom spune un alt capitol din Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Deci după ce am terminat de recitat al doilea capitol, vom ridica mâinile și spunem Allahu Akbar, Dumnezeu este mai mare, Allah este mai mare. Ne punem mâinile pe genunchi, spatele drept și ne uităm tot la locul în care ne vom pune capul jos și spunem Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, care înseamnă glorificat să fie Domnul meu, cel mai măreț, de trei ori. După aia ne ridicăm și spunem Semi'a Allahu liman hamida. Și ne putem pune mâinile înapoi aici, cum am început. Semi'a Allahu liman hamida înseamnă Allah aude cel care îl glorifică, pe cel care îl glorifică. După aia începem cu, ne punem mâinile jos, prima oară, genunchii după aia și capul la pământ. Poziția aceasta se numește sujud. Profetul Muhammad a spus că în poziția aceasta suntem cel mai aproape de Allah subhanahu wa ta'ala, deci să-L întrebăm orice, să facem rugăciuni spre El. E un lucru foarte important să vedeți, capul, osul capului și nasului trebuie să atingă pământul. Mâinile să fie la o poziție normală, coatele să nu fie prea deschise, de exemplu, dacă se rogi rugăciunea să-l împingi, nu. Coatele să fie normal, așa, picioarele să fie împreună și degetele să fie, și vom arăta, inshallah, o imagine mai apropiată, dar degetele trebuie să fie îndreptate spre Qibla. Așa? Și ne ridicăm, spunem, deci când suntem aici jos, deci ăsta e primul sujud, din nou, încep de aici, deci de când vin din ruku, poziția aceasta se numește ruku, Semi'a Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Când suntem aici, spunem, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Adică, glorificat să fie Domnul meu cel mai înalt. Da? După ce am spus de trei ori acest lucru, în limba arabă, și trebuie să facem distincția, Coranul trebuie să fie recitat în limba arabă, asta e o modalitate în care a fost protejat, cum spune Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala a protejat acest Coran prin arabă. Și duaurile astea, cum care le-am spus, în arabă, după mulți învățați, spun după aia că, mai ales pentru musulmanii noi, pentru cei care nu știu arabă, poți să te rogi să faci dua în limba ta, să simți. Deci după ce, din nou, primul sujud, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar, mâinile, chiar deasupra genunchilor, așa, nu trebuie să stați prea drept, așa, deci într-o poziție mai umilă, vă uitați din nou la locul în care vă veți pune capul jos și spuneți Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, care înseamnă O Doamne, iartă-mă și ai milă asupra mea. O Doamne, iartă-mă și ai milă asupra mea. O Doamne, iartă-mă și ai milă asupra mea. De trei ori. Încă un sujud, capul jos, coatele la distanță normală, picioarele, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Allahu Akbar. Deci am făcut două sujuduri. Când am făcut după al doilea, stăm un pic în poziția aceasta, asta e sunna, o secundă sau două, și după aia ne ridicăm. Am terminat o unitate de rugăciune. Asta e ceva foarte important, acum am spus Allahu Akbar și începem din nou la fel. Deci începem a doua unitate de rugăciune. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Și încă recităm încă un capitol.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Și din nou, Allahu Akbar. În ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Semi Allahu liman hamida. Mâinile înapoi, tot direcția unde ne uităm, unde ne vom pune capul jos. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Asta a fost primul sujud. Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Deci am terminat două unități de rugăciuni pentru Fajr, asta e. Acum vom face ce se numește tășahud, care e deci testificarea că este numai întru Dumnezeu și vom învăța. Deci ce trebuie să faci? Degetul index îl vei ridica și îl miști, după cum e raportat de Profetul Muhammad, îl miști încet, nu te faci prea tare sau prea repede, încet și spui At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. As-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa an a'lamu wa astaghfiruka bima la a'lamu. Allahumma. Care înseamnă salutări pentru Allah subhanahu wa ta'ala, wa salawat wa tayyibat, și rugăciunile și toate cele bune pentru Allah. Asta este un dialog între îngeri și profetul Muhammad, de acolo luăm, subhanallah, când profetul Muhammad a mers să ia rugăciunile, asta a fost un dialog între profetul Muhammad și îngerii. Deci profetul Muhammad, când a intrat în prezența îngerilor, a spus At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu. Adică deci salutările pentru Allah subhanahu wa ta'ala și rugăciunile și toate cele bune. Și îngerii au spus As-salamu alayka ayyuhan nabiy. As-salamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Adică salutări să fie asupra ta, o profet al lui Allah, și cele bune și mila lui Allah subhanahu wa ta'ala și binecuvântările lui. Și el a răspuns As-salamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Adică pace să fie asupra noastră și asupra slujitorilor lui Allah, cei sinceri. Și după aia spui Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul, care știm ce înseamnă, că testificez, mărturisesc că este numai în Dumnezeu fără partener și Muhammad este profetul și mesagerul lui. Și după aia spunem salawat ibrahimia, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adică o Allah, trimite pace și salutări și rugăciuni asupra Muhammad și familia lui Muhammad, cum ai trimis kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sau innaka Hamidum Majid. Deci ca și cum ai trimis salutări și rugăciuni și pace asupra profetul Ibrahim, Abraham și familia lui. Și după aia Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Adică o Allah, trimite binecuvântări asupra profetului Muhammad și familiei lui, ca și cum ai trimis asupra profetului Ibrahim sau Ibrahim și familia lui. Tu ești cel care este demn de lăudat. Tu ești innaka Hamidum Majid. Tu ești cel mai demn de laudă, cel mai demn de onoare. Ce am spus, profetul Abraham sau Ibrahim, e profetul Avram, care știm din Biblie,
îl știm în limba română. Ca deci Abraham. După ce am terminat, ne întoarcem capul la umărul drept și spunem pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra voastră, adică Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, și după aia în partea stângă, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, pacea și binecuvântarea lui Allah să fie asupra voastră, și am terminat rugăciunea Fajr. Asta e cele două unități de rugăciune. Din nou, se spune în voce tare și am spus două unități de rugăciune și asta e terminat rugăciunea Fajr. Inshallah, vom urma cu rugăciunea Dhuhr. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Acum începem rugăciunea Dhuhr, care se face după amiază, adică chiar după ce soarele a plecat un pic deasupra capului. Acesta se numește rugăciunea Dhuhr, are patru unități de rugăciune și se face fără voce. Deci se fac fără voce. Deci Ahmed va începe cu Allahu Akbar și va spune din nou sura al-Fatiha, adică capitolul de început, și un capitol mai mic. Deci vom începe cu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, A'udhu billahi minashaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. După ce a terminat cele două capitole, va spune Allah Akbar. Vedem cu spatele drept, coatele drepte, se uită unde va face și va pune capul la pământ. După aceea se ridică, semi Allahu liman hamida, își va pune capul jos. Dacă vedem foarte bine, mâinile sunt îndreptate spre Qibla, degetele și osul capului atinge punctul. Allahu Akbar, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni. Deci să ne uităm la picioare, degetele, deci călcâile sunt cât de mai apropiate și degetele sunt îndoite spre Qibla. Așa? Se va ridica și va sta un pic, pentru că e sunnă. Și dacă vedem poziția piciorului, piciorul drept, degetele din noi sunt îndreptați spre Qibla și piciorul stâng stă pe el, adică stă chiar pe picior. Așa? Deci va sta o secundă sau două, pentru că e sunnă, și se va ridica și va face a doua unitate de rugăciune, a doua raka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد دينو فافات الله أكبر شو مرجن ركوع بدهم دينو مين لسه فيها دربته عشان كواتر لسه نفيه شو spatele drept, perfect, și se uită undeva, își va pune capul jos, semi Allahu liman hamida. După cum vedeți, Ahmed nu și-a pus mâinile înapoi și le-a pus lângă picioare, care tot e acceptabil, cum am spus, dacă vreți să puneți mâinile înapoi cum ați început, sau mâinile lângă, totul este acceptabil. Allahu Akbar, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. Deci a terminat două unități. Rugăciunea asta Dhuhr are patru unități. El a terminat acum două unități. După două unități stăm jos și facem at-tashahud. Așa, își va îndrepta degetul index, cum a spus, încet,
التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده. Deci după ce a terminat, se ridică și va continua cu cele următoarele două unități de rugăciune, Allahu Akbar, și va recita acum numai sura Al-Fatiha. În cele următoarele două unități de rugăciune vor fi numai sura Al-Fatiha, care a învățat-o, după aia va face Allahu Akbar și va intra din nou în ruku. Deci, ceva foarte important ce vreau să vă arăt, deci, dacă Ahmed își va îndoi coatele, deci asta nu este prea bine. Cel mai bine să fie coatele drepte. Spatele drept. Semi Allahu limen hamida. Așa, după cum vedem, Ahmed își pune mâinile jos. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Un lucru foarte important. Acum se va ridica pentru a patra unitate. Allahu Akbar. Deci acum e a patra unitate. Ahmed va recita din nou sura Al-Fatiha numai. Va intra în ruku. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Semi Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Deci acum am spus Rabbana wa lakal hamd, care înseamnă, dacă vă rugați, de exemplu, în congregație, adică cu alți musulmani, în moschee, veți spune Rabbana wa lakal hamd după ce ne ridicăm, care înseamnă Doamne, la ție îți aparține slava și lauda. Allahu Akbar, vedem, face două sujuduri. Și a terminat a patra unitate de rugăciune. Acum stăm, vreau să ne concentrăm din nou cum îi stă piciorul. Asta e sunna. Dacă nu puteți cumva la început, dar e cel mai bine să fie, puteți să vă puneți ambele picioarele jos. Vedem pe Ahmed, își mișcă degetul index. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Acum vom continua, dacă ați în primele două unități, când am stat jos, n-am spus partea asta, Salat al-Ibrahimia, după a patra numai le vom spune. Deci, acum vom spune Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Deci acum am terminat patru unități de rugăciune și vom spune السلام عليكم ورحمة الله în partea dreaptă, السلام عليكم ورحمة الله în partea stângă. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابن عباس va demonstra acum salatul asr, care e patru unități, ca și salatul dohr care ne-am rugat înainte. Salatul asr este cam aproximativ vreo 3 ore după dohr. Salatul asr de înclinația soarelui cam va fi la vreo 45 de grade. Din nou vedem ibn Abbas a făcut Allahu Akbar, spatele drept, mâinile pe genunchi. Semi Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Sujudu. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Allahu Akbar. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. După cum ați văzut, Ibn Abbas n-a stat jos, dar este ok, aia este un sunna, e bine de făcut. Asta e a doua unitate de rugăciune. Din nou, rugăciunea asta e fără voce. Patru unități, dar fără voce. Sura Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Vedeți cum a terminat două unități. În prime unități, cele două, a recitat sura al-Fatiha și încă o sura. A terminat două, acum face din nou tahiyatu, care e tahiyatu lillah, wa salawatu wa tayyibatu, assalamu alayka ayuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Vedem că Ibn Abbas nu își mișcă degetul, care este tot acceptabil, dar cel mai bine e să fie mișcat, s-a ridicat și a început a treia unitate de rugăciune cu Al-Fatiha, numai Al-Fatiha. În această unitate, a treia și a patra, vom recita numai sura Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, până la sfârșit, a făcut Allahu Akbar, din nou în poziția numită ruku, vedem spatele drept, se uită la poziția de sujud, semi Allahu liman hamida, acum și-a pus mâinile înapoi sus, care e bine. Allahu Akbar, vedem coate la distanță normală, picioarele. Allahu Akbar, Rabbi aghfir li warhamni, Rabbi aghfir li warhamni, Rabbi aghfir li warhamni. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Allahu Akbar. A început a patra unitate, din nou sura al-Fatiha. Ceva foarte important, vedem diferențele astea care le spunem, sunt chestii care sunt acceptabile, dar noi trebuie să ne rugăm cum a spus Profetul Muhammad, cum a spus el, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Allahu Akbar. Ruku din nou, vedem poziția perfectă. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. ربي اغفر لي وارحمني. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Deci a terminat patru unități. Va spune din nou tashahud. Am tradus în prima rugăciune și a doua. Deci acum nu este nevoie de traducere, vă rog să verificați primele videouri. Și va termina rugăciunea după cele patru unități, bineînțeles, cu Salamu alaikum rahmatullah în partea dreaptă și Salamu alaikum rahmatullah în partea stângă. După cum ați văzut, Ibn Abbas nu și-a mișcat degetul, degetul index, când a spus tahiyat, este acceptabil, dar cel mai bine, according to sunnah, după sunnah, e să se miște degetul când spuneți tashahud. Un alt lucru care vreau să îl spun, dacă vedeți acum cum Ibn Abbas cum stă, cum își ține picioarele, câteodată e foarte greu să ții piciorul cum v-am arătat, deci și așa este ok, este acceptabil până ce învățați, până ce vă obișnuiți. Dar, cum am spus, cel mai bine e să urmăm sunna Profetului Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khair. Inshallah, vom spune rugăciunea Maghrib, care este alcătuită din trei unități de rugăciune.
Deci, în legătură cu poziția piciorului, în poziția de șezând, practic, mulți oameni au dificultăți în a ține piciorul în această poziție, cum o vedeți aici. Acest lucru poate fi greu la început, datorită rigidității cartilajelor, dar dacă încercați puțin câte puțin în fiecare zi, odată încercăm așa, odată încercăm așa, piciorul se relaxează și cartilajul se modelează. Totul devine mai flexibil și cu timpul veți putea ajunge în această poziție. Nu se poate face dintr-o dată, ca orice lucru, nu se face dintr-o dată. Este nevoie de timp pentru a obișnui cartilajele și piciorul cu această poziție. De aceea, când începeți rugăciunea, dacă aveți flexibilitatea necesară în a ține piciorul în această poziție, este perfect. Dacă nu puteți din prima, încercați ușor, ușor, câte puțin în fiecare zi. La început poate reușiți așa, sau depinde cum vă este mai ușor, dar întotdeauna încercați. Ok. Cea mai ușoară modalitate pentru a ajunge cu piciorul în această poziție este, după cum observați, în momentul în care vă ridicați din sujud, aveți picioarele aici, sub șezutul dumneavoastră. Când vă ridicați, deplasați piciorul drept ușor lateral. Ușor lateral și astfel va fi mult mai ușor să îndoiți talpa piciorului la degete. Piciorul stâng fiind sub dumneavoastră. Aici se observă o ușoară înclinație a genunchiului și un fel de fandare, dar este nevoie de această deplasare laterală pentru că altfel dacă l-am ține sub noi, n-am putea să ajungem în poziția respectivă pentru că ne-am înclinat spre stânga. De aceea este necesar să îl deplasăm către dreapta, astfel facilitând îndoirea în modalitatea pe care o prevăd standardele rugăciunii în Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Acum vom începe salatul Maghrib, care este rugăciunea după apusul soarelui, chiar un pic după apusul soarelui, rugăciunea Maghrib, care e alcătuită din trei unități de rugăciune. Asta e un pic diferită de celelalte, că toate sunt două sau patru. Asta este trei. Deci vom începe normal, de standard. Allahu Akbar. Vedem mâinile, din nou, cum spuse. Dreapta peste stânga, deasupra pieptului. Ne uităm direct unde ne vom pune capul jos. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Această rugăciune este rugăciunea cu voce. Deci a treia rugăciune, a patra, este rugăciunea a patra, Maghrib, este cu voce. Și după aia vom recita încă din nou un capitol mic, cum am recitat înainte. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Din nou, mâinile sus, Allahu Akbar. Spatele drept, coatele îndreptate, mâinile drepte, picioarele să fie drept, să nu fie așa, deci trebuie să fie drepte. Ne uităm unde ne vom pune capul jos. Subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Glorificat să fie Domnul meu cel mai măreț. De trei ori, cum am spus, semi Allahu liman hamida. Allah îl aude pe cel care îl preamărește. Din nou, sujud. Allahu Akbar. Vedem, am văzut diferențe, dar cel mai bine e să spui mâinile prima oară și genunchii după aia, picioarele împreună, capul, osul capului și nasul să atingă, coatele nu prea despărțite, aproape, și un lucru foarte important acum, să vedeți, să nu vă puneți mâinile jos, așa, să nu fie lipite de pământ, nu-i voi așa. Profetul Muhammed a spus să nu puneți așa mâinile ca și câinii. Deci mâinile trebuie să fie ridicate. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Glorificat să fie Domnul meu
cel mai măreț, cel mai înalt, glorificat să fie Domnul meu cel mai înalt, glorificat să fie Domnul meu cel mai înalt. Allahu Akbar. Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni. Domnul, o Allah, Domnule, Domnul meu, te rog, iartă-mă și ai milă față de mine, sau ai milă spre mine, de trei ori. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, de trei ori. Allahu Akbar. Ce-am spus că e sunnă să stai între unități. Cum am văzut, de exemplu, fratele nostru Ibn Abbas, n-a stat, s-a ridicat direct. Este acceptabil, dar sunnă cel mai bine îi să stăm așa. O secundă, două, după aia ne ridicăm. Allahu Akbar. Și începem a doua unitate de rugăciune, care e din nou cu voce. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين شنكم كابيتل سكورت بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَقُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الله أكبر لنورك سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم glorificat să fie Domnul meu cel mai măreț de trei ori سمع الله لمن حمده mâinile din nou dacă e bine să ne le pun așa am văzut pe frații care și-au pus mâinile așa este ambele acceptabile. După aia mergem în sujud. Allahu Akbar, care înseamnă, știm, Allah este cel mai mare sau mai mare. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, glorificat să fie Domnul meu cel mai înalt, de trei ori. Allahu Akbar. Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, Rabbi aghfirli warhamni, de trei ori. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Din nou, cum am spus, în poziția asta sujud este o poziție foarte importantă. Putem să cerem la Allah Subhanahu wa Ta'ala orice vrem, să vorbim, să ne deschide inima. Bineînțeles că ne rugăm singuri, e mai bine să te rogi, bineînțeles, în moschee, dar, de exemplu, când te rogi rugăciunile, de exemplu, n-ai mers la moschee, să n-ai moschee, să nu este, sau te rogi rugăciuni care nu-s obligatorii, e bine să stai un pic în poziția aia, pentru că nu îl urmărești pe imam, deci dacă te rogi singur, să te rogi la Allah, să vorbești cu Allah. Deci am făcut două unități de rugăciune, pentru Maghreb, cu voce, și acum stăm تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله ne oprim aici după cele două la abduh wa rasul și ne ridicăm să facem a treia care îi fără voce numai sura al-Fatiha Allahu Akbar sura al-Fatiha și după ce am terminat, nu mai spunem încă o sură. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Semi'a Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Rabbi aghfirli warhamni. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر deci după cum ați văzut după a treia am stat jos în rugăciunea aceasta nu m-am ridicat să că nu-s patru sunt trei unități și continuăm cu tășahud تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. După ce am terminat, în partea dreaptă, assalamu alaikum rahmatullah, partea stângă, assalamu alaikum rahmatullah, și am terminat salatul maghrib, 3 unități, asta e rugăciunea, e a 4-a rugăciune din zi, după apusul soarelui, chiar când soarele a apus direct și mai este un pic de lumină, și vom urma cu rugăciunea al-Isha, care e ultima rugăciune, a 5-a. Jazakumullahu khair, assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra voastră. Aceasta este rugăciunea de Isha, care este ultima și a 5-a rugăciune. Se face după apusul soarelui în totalitate, atunci când nu mai este niciun pic de lumină în orizont, și constă din 4 unități de rugăciune, 4 raka. Deci începe ca toate celelalte, Allahu Akbar, în primele două raka se recită cu voce tare și ultimele două sunt fără voce. În primele două raka se spune surat al-Fatiha, ca și la fel ca în toate celelalte rugăciuni, urmate de încă o sură, la alegere din Coran. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Acum se face rucu, după cum știți, la fel ca în celelalte sala. Se spune Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, care înseamnă glorificat fie Allah cel mai măreț, glorificat fie Allah cel mai măreț, glorificat fie Allah cel mai măreț. Iar în momentul în care se ridică din ruku, se spune Sami Allahu liman hamida, care înseamnă Allah îl aude pe cel care îl preamărește. Apoi se spune din nou Allahu Akbar și se procedează în poziția de sujud, în care se spune de 3 ori Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala. Glorificat fie Allah cel mai înalt, glorificat fie Allah cel mai înalt, glorificat fie Allah cel mai înalt. Apoi iar Allahu Akbar. Rabbi kfirli warhamni, Rabbi kfirli warhamni, Rabbi kfirli warhamni, care înseamnă Ya Allah iartă-mă și ai milă de mine, Ya Allah iartă-mă și ai milă de mine, Ya Allah iartă-mă și ai milă de mine. După cum puteți observa, piciorul fratelui Ibn Abbas este într-o poziție pe care nu ați văzut-o în celelalte rugăciuni. Această poziție este considerată mai ușoară, dar nu este recomandată, pentru că după cum puteți vedea, degetele piciorului drept nu sunt îndreptate spre Qibla. Această poziție este des întâlnită la cei care nu au flexibilitatea necesară la început, când încep să facă sala și nu este piciorul obișnuit. Nu este haram sau nu anulează rugăciunea, dar nu este recomandat să țineți piciorul în această poziție. Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala, Subhana Rabbi al-Ala. Și apoi din nou spunem Allahu Akbar și ne ridicăm. Aceasta constând prima unitate de rugăciune din aici. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. Acum spune fratele dumneavoastră Allahu Akbar din nou și procedează în poziția de ruku, unde se spune din nou Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Apoi spune din nou Sami Allahu liman hamida, care am spus ce înseamnă. Acum se spune din nou Allahu Akbar și se procedează în poziția de sujud. Ceva foarte important de menționat este faptul că în fiecare poziție în care ne aflăm, nu trebuie să stăm nici prea mult, nici prea puțin. Ideal este să stai cam 3-4 secunde, după care procedezi la următoarea poziție, spunând din nou Allahu Akbar. Rabbi khirli warhamni, Rabbi khirli warhamni, Rabbi khirli warhamni. Apoi se spune încă o dată Allahu Akbar pentru al doilea sujud. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Acum spune din nou Allahu Akbar și se întoarce în poziția de tashahud. At-tahiyyatu lillah was salawatu wat tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Acum se spune Allahu Akbar și se ridică pentru a treia unitate de rugăciune și după cum observați fratele Ibn Abbas și-a ridicat palmele către Qibla, ceea ce reprezintă modul corect de a începe a treia unitate de rugăciune, care după cum am spus este fără voce, nu se aude. Se spune decât surat al-Fatiha, după aceea se procedează către ruku și sujud. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar din nou. Rabbi khirli warhamni, Rabbi khirli warhamni, Rabbi khirli warhamni. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar. Aceasta a constituit unitatea a treia, acum procedăm către unitatea a patra sau a patra ruka, care este identică cu a treia. Se începe la fel cu Allahu Akbar și surat al-Fatiha, după care se procedează înapoi în ruku. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Allahu Akbar din nou. Rabbi ighfirli warhamni, Rabbi ighfirli warhamni, Rabbi ighfirli warhamni. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal. În această poziție cu capul și fruntea și nasul atingând pământul, savanții islamici au spus că este cea mai apropiată de Allah. Și în această poziție lumea spune foarte, foarte multe, foarte multe dua și adresează multe rugi către Allah. Duaul poate fi spus în limba română, în limba arabă, în orice limbă și cunoaște cel care face rugăciunea. De obicei, musulmanii prelungesc acest moment pentru a spune cât mai multe rugi. Apoi se spune din nou Allahu Akbar și se procedează către poziția de tashahud, unde se spune din nou Tahiyyatu lillah, was-salawatu wat-tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La fel ca și după rugăciunile de Dohăr și Asr, la patra roca din Aisha se spune și a doua parte a tashahud, care este cea cu Allahumma salli în Allahumma barik.
După ce se termină recitarea tașahud, se mai poate adăuga o dua opțională, o rugă opțională, care sună astfel. Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa adhab al-qabr wa min al-fitnat masihatu dajjal wa min al-fitnat mahyai wa mamat. Asta înseamnă caut adăpost la Allah de către chinurile iadului, de către chinurile mormântului, de către încercările anticristului și de către încercările vieții și morții. La finalul acestei rugi, ca de obicei la toate cele, la finalul tuturor rugăciunilor, se îndreaptă capul către dreapta și se spune Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. După aceea către stânga, la fel, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aceasta conchizând închiderea rugăciunii de Isha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fraților și soror, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmat cu aceste rugăciuni. Inshallah, sperăm că veți învăța aceste rugăciuni. Am încercat să vă oferim cea mai simplă modalitate, cu cele mai simple dua să învățați. Inshallah, mai sunt multe alte chestii care putem să le adăugăm la aceste rugăciuni, care le puteți învăța din cărți și din narațiile autentice ale Profetului Muhammed, din Sunna, Bukhari, Muslim și alte. Vă rugăm, dacă am făcut ceva greșeli, greșelile astea sunt de la noi, noi nu vă cerem să ne urmăriți pe noi, noi cerem să urmăriți pe Profetul Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dacă am făcut ceva greșel, este din partea noastră, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail și să ne spuneți greșelile. Dacă este orice problemă, vă rog să ne contactați. Încercăm, inshallah, vă rog să vă rugați pentru noi și să răspândiți acest program, să beneficieze cât mai mulți români, să învețe să se roage, inshallah, într-un mod autentic, cum s-a rugat Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cum a spus, sallu kama ra'aytumuni usalli. Deci rugați-vă cum ați văzut că m-am rugat eu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un lucru spre final ce vreau să spun, după ce terminați rugăciunea de obicei cu salamu alaikum rahmatullah, salamu alaikum rahmatullah, este o rugăciune diferită care se numește dua. Okay, se poate pune pălmile împreună și să vă rugați în limba voastră, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, și după aia vă rugați în românește, în ceva din inimă, să simțiți conexia cu Allah subhanahu wa ta'ala, vorbiți, întrebați pe Allah să vă dea binecuvântări și tot ce găsiți în inima noastră, să încercați. Cel foarte important să simțim conexia aceasta. Dua, cum Profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, dua al-mukh as-salah, dua e creierul rugăciunii, deci foarte important să ne rugăm. Și cum a spus Allah subhanahu wa ta'ala în Coran, "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Deci Allah subhanahu wa ta'ala spune în Coran, când servitorul, slujitorul meu te întreabă pe tine, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spune că sunt aproape. Deci trebuie să ne rugăm Allah subhanahu wa ta'ala, asta e cel mai important, să ne arătăm dragostea față Allah subhanahu wa ta'ala, mulțumirea cu ce ne-a dat Allah subhanahu wa ta'ala. Doamne și domnule, frații și soror, vă mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc la frații noștri care au participat în acest program. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi ibadan futana, talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin watana. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufuna.